acea dogoare puternică. Și el trebuie să prindă o crustă de cenușă, un cenușiu pe deasupra să facă. După ce prinde acea crustă, se pune tămâia. Nu trebuie să punem în cantitate mare tămâia. Tămâia se pune un bob și ajunge în toată biserica să tămâie. Vedeți cum era să-i? Am filmat în biserică într-o zi când, după liturghie, se săvârșea Sfântul Maslu. Pășisem pragul unei lumi în care fumul de tămâie împletea rugăciunile credincioșilor cu privirile ocrotitoare ale sfinților. Frescele poartă amprenta pictorului și restauratorului de biserici, Iosif Keber. Catapeteasma aurită, o desăvârșită sculptură în lemn de paltin și stejar, a fost adusă de familia actitorilor, familia Darvari, de la Biserica Slăveni Olt. Medalionul icoanelor este opera meșterilor iconari din secolul al XVIII-lea, școala pictorului de biserici Pârvu Mutu. Am revenit în biserică după câteva zile, pentru a surprinde începutul lucrării de curățare și aurire a iconostasului. O muncă migăloasă, făcută cu multă dăruire. Tâmpla schitului Darvari este o tâmplă de secolul XVIII, care a fost transformată pe parcursul vremii, datorită faptului că mănăstirea a suferit diferite transformări. Și atunci tâmpla a fost demontată de trei ori. Este o tâmplă de lemn de stejar specifică secolului XVIII, care îmbină o sculptură tradițională cu influențe orientale, cu aur și culoare. Și acesta este specific epocii respective. Da? Ea se restaurează pentru că odată cu demontarea ei ea a suferit diferite intervenții ca, de exemplu, vopsit cu ulei, poleit cu o imitație de foiță de aur care se cheamă șlag metal, deci un substitut mai ieftin. A fost colorată cu bronz în epoca în care bronzul a apărut ca o mare noutate în jurul anilor 1900 și ceva. Și toate acestea acum să încercăm să le îndepărtăm pentru ca să ajungem la originalul, pe cât posibil originalul secolului XVIII. Pictura din pereți este a pictorului Keber, care a fost, să spunem, pictorul de curte a patriarhului Justinian. Se caracterizează printr-un stil, să spunem, fazi realist, care ține totuși de tradiție bizantină. Curent care a început cu Costin Petrescu, pictorul, a cărui tată trebuie menționat, a fost ultimul stareț, dacă vreți, sau al breslei zugravilor de subțire din Muntenia. Da? Iar Costin Petrescu, făcând școala la Paris, a venit după aceea cu influență realistă, care a transformat-o de pictura noastră în școala Belisarie, școala